Ține-o, băie, ține-o! Let's fucking go! Stă într-un singur 10, nu-i, nu, nici mă mai uit, n-ai ce să vină. What? 5-4 off? What the fuck is that? Mamă, col introvertul! Mamă, popă valen! Adi, nu pot să-ți recomand decât să, nu știu, să încerci să studiezi un pic jocul. Și numai fără să fiu lipsit de respect, practic. Dar numai după cum povestești chestiile astea, e clar că nu l-ai studiat. Adică se poate întâmpla să câștigi oricine un turneu sau două, sau trei, patru, câte vrei tu în perioada asta, în 2012. Dar în același timp, e clar că nu ai studiat turneele astea ca să înțelegi cam cum merg în general și cam asta pot să recomand. Adică s-ar putea să mai treacă încă 10 ani și tu să nu ajungi la rezultatul ăla pe care ți-l dorești în mod special. Aici trebuie să blufăm, având în vedere că e greu să câștigăm mâna cu valet high la cum s-a jucat. Dar aici la 44 am băgat în curent entry și suntem în 15 blind, nu văd alt play cu mâna asta. Aici a fost la domnul, ceea ce e bine. Ei, chiar și în prima mână ne supără halul ăsta. 18 minute am. 8 sasul pentru triplă. 8 plus 7, asul mai e bun. Ține-o, băie, ține-o! Let's fucking go! Aplauze! Chiar era frumos să ne-a săturat de a da re-entry și aici prima mână. Îți dă și noi câte o bombă din când în când. Hai autograf, ăsta e momentul tău de dublă. Dacă apeși colo, ai o șansă mare de dublă. Acum ai grijă ce faci. Bănuind că ai un 7, bănuind că valetul ai jucat check all in flop și că ai un 7, un 7-8, 7-9, ceva de genul, sau un as-7, de exemplu, îți dau ocazia de dublă. Mai simplă de atât ce vrei. Ce vrei să fac? Asta e cea mai simplă pe care am putut să o ofer. Și avem un flow interesant aici. Cu Big Blind-ul fiind all-in cu 27 dolari. Open call all-in. Hai să ținem mâna asta că e interesantă pentru stack la fucking 44 ăsta. Și bauturi în casă și tot. Popă 10, hai că e șoară, 10 la om, inimă la om. Nu mi-o fac chiar așa urât. Stă într-un singur 10, nu-i, nu, nici mă mai uit, n-ai ce să vină. Inima e ok. Let's fucking go, băieți. Banii la noi. Ok. Avem o mână drăguță de... Sperăm să nu dea all-in skill, pentru că vrem să dăm call cu mâna asta, să vedem un flop drăguț. Haideți băieți cu flopul ăla drăguț. Ok, asta e un flop drăguț. Cred că all-in nu e cea mai bună soluție aici. Ok, are un singur out. Vai, a dat flush draw. Nu, băieți, nu! Careu de Hadi! Let's fucking go! Tilt. Sorry, bro. Ce Olin drăguș. O dăm doar call, poate pedalează hustle cu o pereche de zecari, de exemplu. Sau al-dama, de exemplu. Mâini pe care le-ar folda, cred, la Olin de câte 40 de blinduri, dar așa trebuie să aibă cel puțin gândul de a da all-in cu mâinile alea. Ține-o și facem stack mișto la 44. N-o pus sasul. Bă, de ce mă așa urât pe river, rup tricou de pe mine? Rup cămeșa de pe mine.
Ce prostie de joc. Să spar monitorul, să spar laptopul ăsta. Aici la 25 am dat eu open, flat buton big, am dat c-bet mic flop și aici mai are doar 10 blinds, o să-l băgăm all-in. What? 5-4 off? What the fuck is that? Ce e asta, băieți, 5-4 off? Băieți, ce e asta? Call buton, call c-bet, 5 tăr. Bravo, bro. 215, ce vrea să facă Lucio? Să ne le bagi în freză? Nu vrea să le bagi în freză, ok. Dăm un c-bet mic, chiar dacă are mâini ca popă, dăm un suit, de exemplu, dar ar trebui să dea doar col cu ele la c-betul meu, așa că nu mi-e frică că o să-mi iau all-in, de exemplu. O mână ca dăm un 10 suite nu ar trebui să o aibă la flat. Turnul e de vis, cel puțin zis. Ok. Prea talentați, băieți, prea talentați. AK fucking bulănoși. Ce amuzant. O să încerc să folosesc ca cu raise. Aș putea să dau și all-in direct aspop aici, dar având în vedere că am mai dat open-uri light de-a lungul mesei astea, poate ne șavează un pic mai light domnul Sebesc. Hai băieți! Hai! Hai! Hai cu asta că e vitală! Băieți, suntem prea buni! Mamă, de acolo. Popă 2. Fuck. 5 un flop, bun. El e all-in cu 0.5 blind, nu contează dacă dă romp. Numai 2 să nu dea river, ar fi dezastru. Doi oameni afară și sunt ultimii 7 băieți la sateliți. Let's fucking go. Trebuie să faci un management așa al situației în general și al... Nu știu cum să explic, e un pic mai... Practic nu e nimic de explicat, așa gândesc eu chestiile astea și credeți-mă, am mai câștigat pentru EPT de nu doar o dată, pe un alt site. Tot așa este, cu un singur loc și am câștigat acolo de 3 ori pentru EPT. Ok, advalet, call. Hai să vedem. Am seama că nu prea jucă băiatul ăsta nicio mână, dar... Mamă, ce vitală e asta, băieți! Ține-o! 5 de inimă, river! 5 de inimă, river, băieți! Nice. Let's go! Let's go, ce-a ținut asta, băieți! Let's go! Hai să începem și cu o mână frumoasă. Am mai luat vreo 2000 așa până ați revenit voi, de-am urcat iar la 20 de blinduri, de la 13 câte aveam. Dăm un check în spate, tricky. Băieți, haideți cu trefla pe river, ar fi de vis. Devii trefla asta pe river. Ne concentrăm cu toții? Hai, focus! Treflă! Ai, cum era... 17 blind în jos, doamne! Deveneam noi ciplide dacă punea trefla pe river. Sau popă sau damă, presupun că și alea erau bune. Poate avem bulan și câștigăm mâna și așa. Who knows? El să aibă flush draw și el să aibă 5-6. Prețul, binevenit, sir! Hai, flash draw și 5-6 ai zis, da? As 4. Bă, cum era trefla, băieți! Mamă, cum era trefla, pe lângă că potul era mare jos, să-l stâncuiam și pe el de toate fisele. Mamă, col introvertul! Mamă, popă valei, nu vine să cred! Bă, nu, frate, doamne, ce col a dat nu omul ăsta, nu vine să cred, frate, Pop Valley nu există, 22 de blind. Haide, tilt. S-a dus și asta. Doamne, ce col mi-a dat omul, incredibil, Pop Valley.
Normal că îi dăm. Ce chill. Good luck, guys. Enjoy Vegas. Good game. Ok, avem un interesant aici. Cred că call e cea mai bună decizie. Hai băieți cu asta, hai că e vitală, 100 și ceva de blind jos. Let's go! Let's go băieți! Ok, 3-bet. Opa! Opa băieți! Ce flop drăguș! Cu SH, drăguș! Mamă, bet mare, elegant! Deci zici că ai tu, ha? Ia-le mă dacă ai tu. Marian chiar are, nu minte. Mamă, ce bet mare a dat cu as popă, cu as de romb. Hai mă, te rog! Pedepsește-l că joacă așa slab. E ok așa, băieți? E ok așa? Cât de tântălău poate fi ăsta să dea si betul la jumătate de pot cu as popă, cu as de romb, pe popă XX două romburi? Poți fi așa no bet? Practic merita bătut la funduleț. Pedepsit. Fai, ce bun era asta, 112 și stec. Opa. Hai cu asta măcar. Hai cu asta măcar. Jaletul prietenosul, don't come. Don't come, că-s pe downswing în turneul ăsta. Le pierd prea multe la rând. Fără valet. Bun, măcar asta băieți, măcar asta. Cred că știu ce vin, frate, asta-i. Cred că ei știu ce vin. Acum putem să jucăm pe asta cu check în spate sau să dăm bet mic, el o să facă raise și noi o să dăm all-in. Oare cum să jucăm cel mai bine, așa? Hai să o forțăm, are 40 de blind-uri, ne ducem. Ne ducem până în stele. Băieți, v-am zis că așa face. Acum să vedem dacă reușim să luăm pot mare sau nu. Bine, mai are și raise-uri ca 9-10 de treflă, juvă 10 de treflă, chestii de astea. Adică luăm 10 blinduri super easy când îl forțăm să facă mișcarea asta pe care o are el în ADN, pentru că e agro. Poate mai safe ar fi să mă pun sit-out și să intru în bani. Ăla e primul pas. Cât e? $300, 270, buni în casă. Oh, trap. Are trap, domnul. Asu e as. Asu e as, băieți. N-au ce să ne facă. Ai dat un trap, a? Dar tu nu știi că o pus asu, nebunule. Stai cu minte acolo. Te-am pupat. O seară bună. Aparent asta e șansa pentru 320 de coco, bine, o să fim în spate, evident, dar pentru 320 mă deranjează, mai ales că avem asul, știți voi ce face asul, îl pune tot timpul. Mamă, stiu în față, hai cu asul în oglindă. Ține-o, 320 de coco, treflă. Aplauze băieți, 320 în casă la băiatul. Hopa, 320 pe cap, good luck. Hai băieți, hai. No 7, no 7. Bun, bun, bun. Da, nu mă grijă neapărat că îmi dau stilul pe față, adică în general regularii, cel puțin care mă cunosc eu, cam știm fiecare ce joacă celălalt, adică
Și în general versați regulă. Băieți, dacă doar colo aici e close, nu? El nu bagă că n-are folecti, el ar putea să bage. Cred că tot trebuie e mai ok. Da, deci ca să spun, nu, e ultima mea grijă. Opa, o lin 250. Dă-i încoace, bro, nu-i problemă, dă-i încoace. Oh, popi. Popi nu-s buni, bro, la ora asta. Dai o lin cu popi, cine bun și ăsta, a? Așteptat atâta ca să dea o lin cu popi. Let's fucking go, băieți. Îi spargem. Opa. Ce drăguț arată mâna asta. Și câte dezamăgiri primim în viață la ele, nu? Aici am două opțiuni, să dau doar flip sau să bag all-in-ul nu e opțiune, sunt prea multe 40 de bani pentru all-in. Am opțiune să dau doar flat, având în vedere că o să joc un pot mare cu singurul la mască. Ok. Practic suntem noi 3 în top. Ele 2, ele 3, eu sunt 4 și altul e cipline, nu? Suntem top 4 la... Așa să dau doar call, dar... Având în vedere că deschide mai lus pentru bounty-urile astea, o să dau trebuie și o să mă duc cu mâna. Well, băieți, aparent asta e mâna. Hai, col, sper să n-aibă zecari. Aș, doamne, hai cu trefla. Hai cu trefla one time. Doamne, ce întâlnire. Trefla one time, băieți. Ah.